Caracalul va avea o nouă imagine încă de la intrarea în oraș, astfel că a fost demarat un proiect finanțat prin sponsorizări. Concursul ce implică soluții pentru schimbarea porților de intrare în oraș a fost demarat în urmă cu ceva timp, iar luna viitoare vom afla și ideile propuse de cele 13 echipe formate din 32 de studenți la arhitectură și peisagistică din București și Craiova. Întregul concurs este realizat cu finanțare provenită din sponsorizări, inclusiv premiile ce vor fi oferite studenților câștigători. Sperăm noi să punem în aplicare ceea ce ei o să deseneze și ideile lor să se transforme în realitate în proxima perioadă. După ce va fi aleasă cea mai bună soluție propusă pentru fiecare poartă, administrația locală va finanța punerea în aplicare. Potrivit edilului Ion Doldurea, cel mai probabil două porți ale orașului vor fi refăcute anul acesta. Toate intrările în oraș, așa cum am spus și în campania electorală, sunt foarte importante. Finanțarea pentru lucrările, pentru lucrările, este din bugetul local? Va fi din bugetul local, pentru că nu se finanțează așa ceva. Adică nu avem cum și nouă ne trebuie un oraș frumos astăzi. Ori dacă ne apucăm acum să facem proiecte europene pentru intrările în Caracal, pe lângă incertitudinea câștigării unor asemenea proiecte, mai intervine și treaba că asta se realizează în 4 ani de zile, de la idee până la faptă, pe proiecte europene mai puțin de 3-4 ani, nu cred că s-a finalizat niciun proiect în România. Termenul limită de depunere a lucrărilor este 14 iunie, iar pe 24 iunie vom afla soluția câștigătoare.